purtătoarea de cuvânt a instituției, că nu îmi dă voie pentru alte... Stați două secunde. Domn Bârzan, domn Bârzan. Vorbiți cu... Domnule, ne cunoaștem destul de bine. Ce să nu am pot eu individui? Nu sunt eu cel care... Dar ia stați așa. Ia, răspunde-ne ține la o întrebare. Hai, mă, tă, Florin. Auziți? Domn Bârzan, domnul Bârzan. Domnul Bârzan. Domnul Bârzan. Le luați la Ivănești să facă acolo curat și mâncare? Ce să facem? Așa spun. Domnul Bârzan, serios, vreți încoace? Vino, domne! Nu vă ascultați prostii. Domne, așa spun ele. Așa spun. Ce-i bără mine așa? El a plecat, el așa pleacă mie. Nu vrea să stea de vorbă. Ți-a căciunat cu mine. Păi, dar e problema noastră. Nu zice aici. Chiar, deci, nu știu. Nu zice că nu e, dar eu zic că da, a, da, domnul Marin, nu trebuie să nu facă la mâna. Păi, hai să te și lasă-ne pace tu, pe noi. Ia vină la Andy, pe de la sindicat. Vino și vorbește cu domnul de la presă. Și nu are nimara. A fugit de zișcă. Așa face, da. Lăsați-l. Aleargă așa, cu slădire. Bun, da. Cu bine și cu profesoare, cu mașina, deci nu stă. Vino și vorbește cu domnul aici. Dar chiar pe fete. Hai să spună. Florin, să rămână. Privință. În privința... Spune-mi un pic în temă, ce doriți? Sunteți liderul de sindicat? Nu. În fața noastră, cu dosarul de la firma de curățenie. Dumneavoastră sunteți lider de sindicat? Da. De ce sunt luate fetele și duse la Ivane să facă mâncare și curat? De ce nu avem domnul Ivane să ne spună? Mă repet să știți, nu întrebați persoana potrivită. Acum știți dumneavoastră... Dar dumneavoastră știați asta? Cum să știu asta? Cum vă dați? Nu știu dacă știa, adică nu era... Nu-i corect din partea dumneavoastră ce faceți acum, pentru că pe mine mă puneți într-o postură proastă. Nu, trebuie să ne spui și tu că ești liderul nostru, că de ce nu ai venit să ne spui și tu? Ce anume? Pentru că știu de aici. Ce să știu de aici? Ai știu că se aduce o firmă de curățenie și domnul Bârzan trebuia să vină să spună. Nu, haideți să vă spun ceva. Ce faceți voi acum? Nu. Nu-i corect nici față de mine ca un coleg al vostru. Dar voi de ce ați ieșit să ascultați aici?